Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. A trecut un pic peste praznicul Sfintei Paraschiva. Asta nu înseamnă că nu stă Sfânta Paraschiva cu noi și că nu ne bucură că Hristos ne-a îngăduit în mijlocul nostru ca cetățean de onoare al Bisericii Ortodoxe Române. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne îngăduie și astfel de praznice. Astăzi, în 15 octombrie, îl avem de pomeni pe Sfântul Sfințit Mucenic Lucian, preot în Antiohia. De viața lui se leagă un verset din Scriptură, Luca, capitolul 4, versetele 31-32. Și s-a coborât la Capernaum, cetatea Galilei, ne zice Evanghelia despre Domnul Hristos, și învăța sâmbăta și erau uimiți de învățătura lui, căci cuvântul lui era cu putere. Cuvântul lui era cu putere, cu dinamis, cu forța aceea pe care ți-o dă sinceritatea absolută care vine din cer și se întoarce în cer. Taina aceasta o poartă Mântuitorul Hristos în toate vorbele noastre care sunt rostite cu sinceritate. Ni le dăruiește, ne dăruiește o astfel de putere ca să putem rezidi lumea și reașeza lumea în echilibrul duhovnicesc al vederii tainei lui Dumnezeu. Cuvântul de astăzi este al Avei Alonie din Pateric. Dacă nu aș fi dărâmat totul, nu aș fi putut să mă zidesc pe mine însumi. Iar ceva mai încolo, un bătrân ne spune: ia hotărârea ca în acest an să lupți până vei reuși să te oprești înainte de a sătura pântecele. Nu e nicio aluzie la pântece, de fapt, aici, ci este această nevoie de a hotărâ să schimbi ceva în viața ta. E nevoia aceasta de a dărâma totul pentru a reconstrui. Unii numesc dărâmarea aceasta criză, alții văd în criza aceasta posibilitatea unei reconstrucții corecte. Puterea Cuvântului lui Dumnezeu ne învață de fiecare dată valoarea lucrurilor pe care, sigur că le pierdem, dar mai cu seama celor pe care le păstrăm în numele Lui Hristos. Încercați nu să biruiți lumea, ci doar să păstrați echilibrul. Mâine este o nouă zi.